Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu mi-am luat carnetul de conducere în 95, aveam 27 de ani sau ceva de genul ăsta și nu aveam mașină când mi-am luat carnetul de conducere. Deci, pentru mine... Ai fost ambițios. La 16 ani ar fi fost totalmente inutil. De ce să fi luat așa ceva? 16-17 ani? Dar acum, sigur, e mult mai ușor și cred că și mai periculos. Și mi se pare că este pe cale să se schimbe legislația în România și va fi posibil și pentru adolescenți, adică, mă rog, sub, și la 17 ani, să-ți iei permis la 17 ani. Am auzit, da. Vine cumva dinspre Uniunea Europeană, că e o recomandare a Comisiei Europene, care a fost dată, cred că e un an deja. Recomandarea propune ca statele din Uniune să accepte ca adolescenții să ia permis auto pentru categoria B, încă de la 17 ani, dar să nu poată șofa pe drumurile publice decât dacă sunt însoțiți cu un adult cu experiență. Adică primești 17 ani, dar un an până la 18 ani. Să fii supravegheat, practic, da, cineva cu experiență. Începător cu cineva lângă. Mă întreb cât ajută chestia asta. De ajută și n-ajută, pentru că vă spun eu din propria experiență, eu am luat carnetul și l-am luat la Iași. Da. Și am plecat cu mașina spre București cu mama și mama n-a putut să mă oprească să fac o triplare la Vaslui. Am luat prima amendă în mai puțin de 2 ore. Nu cred. Deci, luați în calcul acest exemplu. Când... Eu te-am văzut în trafic dimineața, mai treci pe lângă mine. Nu exagerezi acum. Exagerez? Nu exagerez. Am și o filmare, cred. Da, în acest context, iată, comisiile juridică și pentru apărare din Senat au dat ok-ul pentru un proiect de lege care prevede că un minor de 17 ani, care deține permis de conducere, categoriile B și BE, poate conduce un autovehicul dacă este asistat de o persoană care are permis din aceeași categorie de minimum 10 ani, transmite agenția de presă Agerpres. Inițiatorii acestui proiect sunt de la toate partidele, deci nu e chiar atât de des întâlnit în politica românească. Potrivit proiectului, persoana care însoțește minorul aflat la volan răspunde în mod solidar în cazul încălcării de către acesta a regulilor de circulație. Poveste bună pentru toți șprițarii care acum pe lângă soție vor câștiga un an și cu copilul să-i ducă acasă după. Da. Opiniile voastre, am vrea să vorbim un pic despre asta. Acum, na, noi fiind ce suntem noi, adică gazetari sau jurnaliști sau entertainer, suntem înclinați să vedem partea negativă a lucrurilor. Eu mă întreb cum va funcționa asta în România, numai departe de ieri vorbeam cu Titi Aur, care spunea despre ce dezastru e pe șosele, nu din cauza infrastructurii, neapărat din cauza infrastructurii, nu din cauza mașinilor, ci din cauza nivelului de educație rutieră. La asta se referea. Deci, opiniile voastre, prieteni, sunați-ne la 0372069599. Cum credeți că va funcționa efectiv în România acest sistem, care altfel există în țări precum Germania și Austria și în Marea Britanie? Deci, cum credeți că va funcționa efectiv în România sistemul ăsta în care adolescenții de 17 ani să poată să-și ia permis categoriile B și BE? Nu e mare diferență, e doar o chestie de greutate a remorcii. Și vor putea șofa însoțiți de un adult cu experiență de 10 ani. Sunteți pentru sau împotrivă? 0372069599 și mesaje audio pe WhatsApp, dacă vă e mai simplu, la 0728-3132. Salut, băieți! Levi, sunt din Germania. Salut! Aici e o lege la fel, doar că însoțitorul nu are voie să consume alcool. Interesant, băiatul. Deci, însoțitorul va fi trecut pe permisul provizoriu al tânărului, da? Și este complet interzis să consume alcool. În caz de oprește poliția, va fi testat. E logic. Și frumos. Probabil că va fi amendat la fel ca și cum ar fi condus băut. Bună idee. Toate cele bune. Deci nu orice adult trebuie să poate însoți, ci numai unul anume care este trecut pe permisul provizoriu. Și acum, care își asumă toate și trebuie să fie la fel precum șoferul. Dar și în proiectul nostru zice că trebuie să aibă minimum 10 ani de experiență. Da, asta de alcool și de unul singur, nu de... Da. Ionuț, bună dimineața. Salut, Ionuț. Bună, Ionuț. Bună dimineața, vă salut. Acum din Luxemburg ne auzim, șofer pe camion. Da. Clar nu sunt de acord cu această lege, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ar trebui introdusă în școli.
educație rutieră. Da, asta da. În primul rând. În al doilea rând ar trebui amenzi drastice, camere de la vedere fixe, pentru a monitoriza traficul în toată România, se produce haos la noi în țară. Și un puș la 17 ani, nu știu cât discernământ tare. Și ce, la 18 ani are? La 19 ani, adică dacă o luăm așa... Nu, la 18 ani se asumă cel puțin, din punct de vedere legal. Ok. Bine, din punct de vedere legal, dar până la urmă efectele dezastruoase există și la 17, și la 18, și la 40, și la 60. Acum să spun ceva, eu nu mi-aș fi dat permis mie până la 24. Recunosc. Dar ce s-a întâmplat la 24? Nu, adică aș mai fi lăsat niște timp să treacă, sincer. Gabriela, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. De acord cu țările, cum să spun, mult mai dezvoltate, unde această lege funcționează și este implementată. Acum, în România, nu ar fi rău, dar probabil depinde de tipul de însoțitor, cât e de coleric și panichează șoferul, sau cât este de stăpân pe sine, de calm și poate să îi transmită soluții în trafic și în continuare să îl educe, să îl îndrume spre conducere defensivă și așa mai departe. Dacă ar fi vorba de un adult care să fie nominalizat, adică să fie trecut pe permisul provizoriu, sunt toate probabilitățile ca acesta să fie unul dintre părinții copilului. Se presupune că dacă ești părinte cu copilul tău în mașină, ești preocupat ca acel copil să, mă rog, adolescent deja la 17-18 ani, să conducă mai atent. Adică se presupune că e totuși un instinct parental aici. Cred că asta este direcția în care se merge. Tu poți să fii un șofer neatent, dar când e copilul tău la volan, mie mi se pare că brusc devii mult mai atent, nu? Corect, și prevederea ca acel însoțitor să nu consume alcool la volan sau alte substanțe este de importanță maximă. Adică nici nu-mi imaginez. Dar asta se întâmplă în Germania, după cum ne-a spus ascultătorul nostru. Nu știu care este proiectul de lege exact și deocamdată bun, e doar în comisii. Vorbim de idee. Mulțumim, Gabriela. Bogdan, bună dimineața. Salut, Bogdan. Bună dimineața. Eu vreau să spun doar că ar trebui ca cel care este trecut pe permis, părintele sau cine o fi, să fie răspunzător din punct de vedere legal pentru orice faptă. Este. Pe care o va... Da, este. În proiect, persoana care însoțește minorul aflat la volan răspunde în mod solidar în cazul încălcării de către acesta a regulilor de circulație. Adică dacă ia permisul ăla micu, ia permisul și ăla mare, așa se înțelege, nu? Doamne ajută. Da, măcar e o responsabilizare, da, fiindcă nu oricine ar trebui să... Și una peste alta? Ești ok cu prevederea asta, cu ideea asta? Da, eu am fost în America. Bine, era mai simplu cu mașinile, fiindcă nu mai trebuia să fii atent foarte mult la mașină. Se făcea totul automat, fiind cutie de viteză automată, dar... Acolo majoritatea au cutie automată. Da. Da, adică era o grijă mai puțin atunci când conduceai. Dar probabil că cei care ar conduce și ar lua o mașină de asta cu cutie de viteză automată și ar fi ok. Bun, e doar un sistem, se învață. Înțeleg, nu? Asta cu cutia automată, am și eu prieten care preferă. Eu sincer să fiu, eu prefer cutia manuală. Nici, cred că nici se mai fabrică. Sunt puține mașini care se mai fabrică acum cutie manuală. O să dispară, o să devină opțiunea asta, da, cu manuală, dar... Avut, totul era de reflex încât... Dacă stai să te gândești, când ai început să conduci, punea ceva probleme. Adică eu țin minte că uneori mă uitam pe desenul ăla să văd, știi? La început, primele dăzi când am condus, eram un pic, mă concentram pe schema aia. Și acum ne spui? Și mi-aduceam aminte mereu când zisese instructorul să trec prin punctul mort, știi? Să nu fac direct din a întâia în a doua, știi? Să trec prin punctul mort și să mă duc în a doua. Da, da, da. Și aveam așa momente când dreapta. La semafor sau așa, mă mai uitam pe aia, mai recapitulam. Domne, deci în punctul mort, 1, 2, 3... Și îmi dau seama acum că, deci după 20 ceva de ani de șofat cu cutie manuală, eu mai degrabă mă uit acum la cutia asta de viteze automată, când trebuie să bagă marșarier, mă uit să văd cum... Unde e literă, dar nu ești obișnuit. Da. Da. Și eu n-am avut problemă cu cutia manuală, adică am fost reflex din prima. Da, altă istorie. Da, ai trăit cu Iana. Da. Da. Ne oprim aici. Sigur. Da? Mulțumim pentru mesaje, telefoane și pentru tot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.